Bună ziua! Azi vom realiza împreună crin croșetat. Voi folosi o croștetă de 3.0 mm, o forfecuță, un bețișor de lemn sau puteți folosi o sârmă mai groasă, un pistol de lipit cu silicon, hârtie creponată de culoare verde, un ac pentru cusut și, bineînțeles, firul. Acesta este firul pe care îl voi folosi. Și haideți să începem. Pentru început voi face un nod magic și continuăm cu 28 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28 de ochiuri de lanț. La această petală, mă scuzați, vom avea nevoie și de puțină sârmă subțire să punem pe margine pentru a o susține. Deci ea va trebui să fie, vedeți, să aibă o formă. Să-și menține forma cum o așezăm noi. Dacă eu o așez așa, așa va rămâne. Dacă nu, o pun cum îmi doresc eu. Și, bineînțeles, și pentru frunză mai este necesară această sârmuriță. Acum că am cei 28 de ochiuri de lanț, fac astfel. Mă întorc, nu în primul, în cel de-al doilea ochi cu picioruș scurt. În următorul, picioruș scurt. Iau firul pe croșetă și în următorul fac un picioruș dublu scurt. Din nou firul pe croșetă, în următorul, picioruș dublu scurt. Iau firul pe croșetă și continuă cu în următorul picioruș dublu. În următorul picioruș dublu. Următorul picioruș dublu. Deci vom face în continuare 15 piciorușe duble. Deci, haideți să punem un semn de unde am început cu piciorușele duble. Să nu ne încurcăm și vom continua cu 15 piciorușe duble. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe duble. Acum, în următorul picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu scurt. Deci am 4 piciorușe dublu scurt. De la cele 15 piciorușe duble, am continuat cu 4 piciorușe dublu scurte, fiecare în câte un ochi de lanț. Acum, în următorul fac picioruș scurt. Următorul picioruș scurt. Următorul picioruș scurt.
Următorul, piciorul scurt, deci am patru piciorușe scurte. Acum, aici ne-a făcut ultimul piciorul scurt, vom mai face încă două piciorușe scurte în același loc. Deci 1, 2. Deci în total am 3 piciorușe scurte. Și ne întoarcem la fel pe partea de sus cu aceleași piciorușe. Ce am făcut aici, vom repeta și pe partea de sus. Deci, în primul ochi, piciorul scurt. În următorul, piciorul scurt. Următorul, piciorul scurt. Următorul, piciorul scurt. Deci avem patru piciorușe scurte. Și acum continuăm cu patru piciorușe dublu scurte. 1, 2, 3. Deci ne întoarcem pe această parte, după cum vedeți, la fel cum am făcut și aici. Aceleași piciorușe. Cum am venit aici, ne întoarcem pe această parte. La fel. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe duble. După cum vedeți, mi-am pus și semn unde am schimbat să nu mă încurc. Puteți spune și dumneavoastră, dacă nu aveți așa, puteți spune un fir de ață de altă culoare. Piciorul dublu scurt. Piciorul dublu scurt. Acum piciorul scurt. Și în ultimul. Piciorul scurt. Am terminat, deci, primul rând. Ne-am dus și ne-am întors. Acum, la cel de-al doilea rând, vom repeta ce am făcut la primul. Și continuăm astfel. Deci, în primul ochi, piciorul scurt. În următorul, piciorul scurt. În următorul, piciorul dublu scurt. La fel cum am început. În următorul, picioruș dublu scurt. Dau semnul jos și voi continua cu picioruș dublu. Deci cele 15 piciorușe duble. Acum îl voi pune din nou pentru siguranța noastră să nu ne încurcăm. Să numărăm cele 15 piciorușe duble. Deci acum continuu cu cele 15 piciorușe duble. Deci, acum am repetat din nou cele 15 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe duble. Dăm semnul jos și continuăm cu cele 4 piciorușe dublu scurte. 1, deci fiecare în câte un loc de lanț. 2, 3, 4. Și în continuare cu piciorul scurt. 1, 2,
3. Din nou, piciorul scurt. 1. Când ne întoarcem, repetăm. 1, 2, 3, 4. Și rămân iarăși cele 4 piciorușe dublu scurte. 1, 2, 3, 4. Deci, am dat firul pe croșetă și mă întorc cu 1, un picioruș dublu scurt, 2 piciorușe dublu scurte, 3 piciorușe dublu scurte, 4 piciorușe dublu scurte. Deci ați văzut cum am făcut. După ce am făcut cele 15 piciorușe duble, am făcut 4 piciorușe dublu scurte, 4 scurte, m-am întors pe partea cealaltă cu 4 piciorușe scurte din nou și iarăși 4 piciorușe dublu scurte. Acum am ajuns la cele 15 piciorușe duble. Și continuăm. Un picioruș dublu, mă scuzați. Am să pun din nou semnul să nu ne încurcăm. Continuu până voi avea cele 15 piciorușe duble. Dacă ați observat, rândul, primul rând, este la fel cu cel de-al doilea. Din nou, numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe duble. Iar acum, în următorul picioruș dublu scurt, următorul picioruș dublu scurt, următorul picioruș scurt, următorul picioruș scurt. Iar aici va trebui să luăm sârma, dar să vă mai zic o dată. Deci, pentru cei care poate nu au înțeles, primul rând ne ducem, ne întoarcem, este la fel. Ce picioruș am făcut pe primul rând, vom face și pe cel de al când ne întoarcem, pe partea opusă. Rândul al doilea, rândul 2, îl facem la fel ca primul rând. Cum ne-am dus, cum ne-am întors. La fel, repetăm aceleași piciorușe. Nici o schimbare. Iar acum voi lua sârma. Nu am să o tai deocamdată, să văd cât îmi trebuie. Am pus-o între croșetă și firul de ață. Și mă prind în primul ochi de lanț cu picioruș scurt. Următorul picioruș scurt. Deci voi face în fiecare ochi de lanț și bineînțeles prind și sârma picioruș scurt. Ce vreau să vă zic, pentru a realiza floarea noastră de crin, va trebui să avem 6 petale. Așa cum v-am arătat eu această petală. Eu am lucrat mai înainte, deci le am făcute și vă voi arăta și cum le asamblăm, cum le unim, cum formăm floarea de crin. Deci aici continuu cu piciorul scurt tot rândul și, bineînțeles, prin sârma
Aici, pe capăt, vom avea o mică schimbare. La ochiul de sus, ochiul de sus din capăt de la petală, voi face 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar acum vii în fiecare ui de lanț cu piciorul scurt, cum am făcut și pe partea aceasta. Acest semn nu ne mai trebuie. A și căzut. Și continuăm în fiecare ui de lanț cu piciorul scurt. Prindem și sârma până vom ajunge aici, de unde am plecat. Să continuăm. Aici vom închide și mă prind în ochiul de unde am plecat. Și fac un punct alunecat. Unui de lanț, tai firul iar acum ea fiind pusă pe sârmă o putem măsura cu cealaltă petală, deci este la fix, zivii lucrul ne-a ieșit la fel probabil unde este mâna învățată răsucesc aici puțin surpusul de sârmă. Bineînțeles, nevoie să fie astfel să poată intra în mijlocul celorlalte, să nu se agațe. Voi lua acul de cusut cu fir galben, la fel cu cel cu care am lucrat. Și după cum v-am spus, avem nevoie de 6 petale. Deci 3 deja le-am prins și le vom prinde și pe acestea astfel. Pun față în față. Nu, așa, fac spate în spate. Am greșit, mă scuzați. Și 1, 2, 3, 4. La cel de-al patrulea introduc croșeta, prind ochiul și pe cel din partea aceasta. Și prind. Mai introduc o dată în același loc acul, să nu se desfacă. După în următoarele două. În următoarele două. În următoarele iarăși. Și mai prindem și în următoarele. Cred că e de ajuns. Da. Acum strâng firul și introduc croșeta. Croșeta, mă scuzați, acul în jos. Scot firul aici. Și voi merge pe margine. Urmăriți acul meu. Cu firul și din nou tot pe margine 1, 2, 3, 4 la cel de-al patrulea
Ochi. Mă duc din nou cu firul. Acum trebuie să luăm și cealaltă petală. Eu am folosit două feluri de sârmuliță și astfel acum se vede, dar nu-i problemă că se va veni în mijloc. Vom pune iarăși așa, cealaltă petală. Și din nou, 1, 2, 3, 4. Introduc acolo, aici. Și mă prind la cel de-al patrulea ochi de la, pe partea aceasta. În același loc să strângem puțin firul. În următoarele două. În următoarele două. În următoarele două. Deci căutați tot timpul să prindeți distanța aceasta, să fie egală cu distanța aceasta. Și iarăși în următoarele două. În același loc am introdus sacul să strâng. Iar acum ar trebui să unim toate cele trei petale. Dar, din nou, introduc acul. Să ies practic de unde am plecat. Iar acum va trebui să vină cu fața așa. Deci, va trebui prinsă astfel floarea noastră și mă prind. O să merg iarăși cu acul pe margine, prin ochiul de lanț, cum am făcut și aici. Iarăși 1, 2, 3, 4. Am scos firul. Dacă ele trebuie să vină așa prins să vină, le vom prinde aici. Deci punem așa, față în față vin. Și prind aici odată. Repet, în același loc sunt tare să nu se tragă firul. În următoarele două. Deci, cred că asta deja știți. Tot timpul să vă uitați să nu faceți o distanță egală aici unde prindeți. Deci, distanța aceasta să fie egală cu distanța aceasta unde am prins aici. Acum, am introdus acolo o dată. Și încerc să am strâns firul un pic să nu se desfacă. Și merg din nou cu acul în jos. Eu îi face un nod. Am să-l tai firul. Nu ne mai trebuie acum acul.
Și vedeți cum am prins cele trei petale. Iau capete acestea de fir, de sârmă, și introduc în celelalte pe care le-am făcut mai înainte, în mijlocul lor. Și încerc să le pun între cele de mai înainte. Așa. Cum avea nevoie și de stamine. Ia uitați, eu am făcut 5, o mai face una împreună, să facem 6. Deci luăm o bucățică de sârmă, pe care o dăm la jumate, așa cum am făcut eu. Este aceeași sârmă ca aceasta, doar că este de culoare diferită, mai multe culori. Am făcut 3 cu galben, 2 cu roșu, o face una tot cu roșul. Foarte puțin fir roșu vă trebuie, nu vă trebuie mult, să știți. Și pun firul așa, răsucesc. Deci am pus sârma în două. Aici, la capăt, dau puțin sârma în jos, deci capătul acesta. Deci vedeți cum l-am dat? Și răsucesc în continuare. Desfac puțin sârmă. Pun între cele două sârmulițe și răsucesc să nu mai scape firul. Am tăiat firul, deci avem nevoie de foarte puțin fir roșu. Luăm hârtia creponată, tăiem o bucățică din ea, deci am tăiat de aici, practic. Și facem în felul următor. Aici pui puțin silicon. Și răsucesc această hârtie în jurul sârmuliței, să nu se vadă. Am tăiat, pun puțin silicon să lipesc. Până la capăt. Acum aceste stamine încerc să le prind la același nivel cu puțină sârmă. Deci le-am pus la același nivel. Aici le prind cu puțină sârmă. Puteți să le prindeți și cu un fir de ață, cu ce doriți dumneavoastră. Numai să stea fixe. Luăm floarea și introducem în mijloc. Deci aici trebuie să ne iese în spate.
Ieșit. Le aranjăm la sfârșit. Dar va trebui să luăm și bețișorul. Introducem și pe el tot aici. Îl trag mai jos, dar nu de tot, cât să pot să prind floarea pe el. Sper că observați cât am lăsat bețișorul. Vă zic ca cele două părți să fină îmbinate bine una cu cealaltă. Cred că sunt îmbinate. Aici punem puțin silicon pe margine, cumva să nu. Să încercăm să fixăm această floare. Așteptă să întărească puțin siliconul. Punem puțin silicon și aici, în mijloc. Aici, nu știu cum să vă arăt. În mijlocul crinului, pentru a fixa mai bine staminele, bineînțeles, și bețișorul. Și acum așteptăm să se întărească siliconul. Și ce vreau să vă zic, atât pentru astăzi, următoarea noastră întâlnire, vom continua cu frunza, pentru că avem nevoie de două frunze, și bineînțeles asamblarea crinului. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă aștept în continuare alături de mine, vă urez multă sănătate. La revedere!